Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, cu preacuvioase maici, duminica 32-a după Rusale pe care o prăznuim astăzi, conține în Evanghelia ei vindecarea de patima lăcomiei a unui om bogat, care se numește Zaheu, fiind mai marele vameșilor din Erihon. În Evanghelia acestei duminici se spune în rezumat că bunătatea lui Iisus vindecă răutatea sufletului pătimaș. În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai marele peste vameș, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către Zaheu: Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, a zis: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, pentru că și acesta este fiul al lui Avram, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Deci Evanghelia aceasta este specifică Sfântului Apostol Luca, care ne prezintă în cuprinsul întregii sale Evanghelii patru cazuri de bogați, dintre care numai unul se mântuiește, și anume acesta, Zaheu, mai marele vameșilor. Sfântul Evanghelist Luca ne-a prezentat pilda bogatului căruia a rodit țarina și care se întreba ce să facă cu un belșug neașteptat de mare. Apoi pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, pilda tânărului sau dregătorului bogat, care era evlavios și moral, dar nu era milostiv. Și această lucrare pe care el o săvârșește, aducând schimbarea vieții lui Zaheu, mai marele vameșilor din Erihon. Această lucrare este o lucrare de vindecare a sufletului mai marelui vameșilor, Zaheu, care, desigur, era urât de popor pentru că era foarte lacom și s-a îmbogățit rapid în mod necinstit și nedrept. De aceea el era urât sau disprețuit de popor și invidiat pentru multa lui bogăție câștigată pe nedrept într-un timp foarte scurt. Acesta, Zaheu, potrivit Evangheliei Sfântului Luca, se mântuiește pentru că se pocăiește și se convertește. Schimbă modul său de a gândi, de a trăi și de a făptui. Înainte de a intra în Erihon, Domnul Iisus Hristos vindecă un orb, și anume pe Bartimeu. Și apoi mulțime mare de popor care îl însoțea pe Iisus și-a asistat la această vindecare a orbului Bartimeu, este prezentă alături de Iisus când Iisus intră în Erihon. Și în mijlocul cetății, Iisus vede pe marginea drumului
pe un om mic de statură care dorea să-L vadă pe Iisus. Și a urcat într-un sicomor. La noi s-a tradus adesea sicomor cu dudu, care este un pom fructifer. Și de acolo putea să-L zărească pe Iisus, deoarece el auzise că Iisus a vindecat o mulțime de oameni, a schimbat viețile multor oameni păcătoși. Însă, în mod neașteptat și surprinzător, Iisus nu vedea doar mulțimile din fața Lui, ci și pe cei care stăteau pe marginea drumului. Și așa a văzut pe Zaheu, care a urcat în sicomor. Dar Iisus n-a văzut în Zaheu doar un om curios, mic de statură, care vrea să-L vadă. El a citit în sufletul acestui om o dorință ascunsă, și anume o dorință de a schimba viața. Și simțind că în sufletul lui Zaheu nu este doar o curiozitate, ci este o dorință profundă de noirea vieții, îl cheamă pe nume, deși nu l-a mai văzut niciodată, și îi zice: Zahee, grăbește-te, coboară, pentru că astăzi doresc să rămân în casa ta. Când a auzit aceste cuvinte, Zaheu îndată coborâ din sicomor și l-a primit cu multă bucurie pe Iisus în casa lui. A fost o onoare copleșitoare, neașteptată, neprevăzută și greu de înțeles la prima vedere. Atunci mulțimile prezente au murmurat în semn de protest, au clevetit, au exprimat un dezacord în acest murmur și au zis: iată că intră în casa unui om păcătos. Opinia publică, am zice astăzi, știa că Zaheu este un om păcătos, un om nedrept, lacom, dornic de a se îmbogăți cu orice preț, în mod nedrept și nedemn. Și cu toate acestea, Iisus intră în casa lui pentru că nu s-a lăsat influențat de murmurul mulțimii. El a citit în sufletul lui Zaheu o dorință de schimbare a vieții pe care mulțimile nu o cunoșteau. Ele judecau pe baza faptelor trecute, nu pe baza stării prezente în sufletul lui Zaheu. Dar Iisus nu este doar învățător al mulțimilor, ci și cunoscător al inimilor, al sufletelor, al mișcării sufletului omului, al gândurilor și al dorințelor. Și atunci când a constatat că în curiozitatea lui Zaheu se află ascunsă o dorință profundă de schimbare, s-a autoinvitat și onoarea copleșitoare pe care a făcut-o lui Zaheu, Iisus, l-a determinat pe acesta la o schimbare rapidă, fiindcă bunătatea și smerenia lui Iisus au pătruns dincolo de răutatea sufletului său lacom și a aprins în el scânteia dorinței de schimbare, de noire a vieții. Și de sub cenușa și zgura lăcomiei lui a țâșnit o torță a unei voințe puternice de a schimba viața. Și în momentul acela a zis mai marele vameșilor, Zaheu: Doamne, jumătate din averea mea o împart săracilor, iar dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit, aplicând astfel o poruncă a legii vechi. Deci, în momentul respectiv, omul lacom și zgârcit, răpăreț și nedrept, a devenit un om milostiv, un om darnic și prin aceasta el a schimbat viața nu doar sub forma unui regret pentru faptele trecute rele,
și printr-o faptă nouă, aceea a milosteniei sufletului care se schimbă, se convertește, se înnoiește. Și astfel vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, apreciind această schimbare radicală și bruscă a lui Zaheu, mai marele vameșilor, zice, iată astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, cuprinzând în milostivirea sa toată familia lui Zaheu. Și adaugă, pentru că și acesta este fiul al lui Avram. Adică aici este cheia înțelegerii Evangheliei de astăzi. Când Iisus numește pe cineva fiu sau fiică lui Avram, înseamnă că a descoperit în sufletul persoanei respective credință. Deci, Iisus spune acum, de fapt, de ce ai cerut să intre în casa lui Zaheu? Nu pentru că el era un curios, ci pentru că era un credincios care credea că Iisus din Nazaret îi poate schimba viața, îi poate înnoi viața sa. De ce? Pentru că el constată după vreme că multele bogății pe care le-a acumulat în mod nedrept sau necinstit nu i-a adus atâta fericire pe care o spera el. În schimb și-a făcut o mulțime de dușmani, încât era foarte urât de oameni și disprețuit pentru lăcomia lui și invidiat pentru bogăția lui necinstită, adunată pe nedrept. Deci, Evanghelia ne arată în această penultimă propoziție că Iisus a citit în sufletul lui Zaheu o credință acestuia puternică, și anume că Iisus îl poate vindeca de patima lăcomiei și îl poate ridica de sub apăsarea vinovăției pe care o simțea ca urmare a faptelor sale de lăcomie și de răpire pe nedrept a banilor celor pe care i-a vămuit. Deci, aceste fapt arată că Iisus, cunoscătorul sufletelor, a apreciat dorința de schimbare și de noire a vieții lui Zaheu. Vedem aici că Iisus schimbă viața unui om păcătos, pătimaș, lacom de averi, asupritor al semenilor săi, nu certându-l, nu mustrându-l, nu amenințându-l, ci oferindu-i o cinste sau o onoare pe care acesta nu o merita. Deci, nu pentru că l-a mustrat pe Zaheu s-a schimbat acesta, ci pentru că l-a copleșit cu bunătatea sa pe care nu o merita. Deci Iisus l-a copleșit cu iubirea sa milostivă și a transformat și sufletul acestuia lacom într-un suflet milostiv și darnic. Deci convertirea lui Zaheu nu se face prin mustrare, nici prin amenințare, nici prin pedeapsă, ci pentru nemeritată și neașteptată milostivire a lui Iisus. De aceea, concluzia Evangheliei de astăzi este aceasta, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. În altă parte, în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune, Fiul omului nu a venit ca să judece lumea, ci să mântuiască pe cei pierduți. A mântui înseamnă
a vindeca de păcat și de moarte, a ridica pe cel căzut și a-i dărui iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice. De aceea, Evanghelia lui Hristos este prin excelență Evanghelia Mântuirii. Acest mai mare al vameșilor, un pătimaș, lacom, nedrept, asupritor și rău, se schimbă radical și devine ucenic al lui Iisus. După cum ne spune Sinaxarul din Mineul pe luna aprilie, în ziua 20, unde este pomenit vameșul Zaheu, pentru că între timp, el ca ucenic al lui Iisus a devenit un om evlavios, milostiv și a trăit Evanghelia lui Hristos ca un om convertit, schimbat. De aceea, tradiția bisericii ne spune că Sfântul Apostol Petru l-a hirotonit episcop pentru cetatea Cezarea Palestinei. Și deci episcopul Zaheu al Cezareei Palestinei a fost mai târziu trecut în Sinaxar de către biserică și pomenit în ziua de 20 aprilie în fiecare an. Vedem așadar cum bunătatea, iubirea, milostirea lui Iisus mai întâi a dat vedere orbului Bartimeu la intrarea în Ierihon și apoi a vindecat de orbire sufletească, de lăcomie pătimașe pe vameșul Zaheu. O vindecare la început, înainte de intrarea în Ierihon, și o altă vindecare, de data aceasta, nu a trupului, ci a sufletului, în cetatea Ierihonului, în casa lui Zaheu. Evanghelia ne învață așadar că oamenii se pot schimba nu pentru că sunt pedepsiți sau amenințați, ci pentru că bunătatea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare așteaptă ca ei să devină din lacomi milostivi, din căzuți oameni virtuoși și oameni milostivi spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.